Noi detalii despre tragedia din Căușeni. O înregistrare audio cu presupuse discuții dintre operatorii 112 și cei ai IGSU a fost făcută publică de către un blogger. Din comunicarea dispecerilor se înțelege că angajații Serviciului Unic de Urgență au insistat ca cei doi oameni să fie salvați și că au transmis informațiile către instituțiile responsabile. Autenticitatea înregistrării apărute în presă nu a fost confirmată de către autorități. Conversația publicată de către bloggerul Eugen Lucianiu, care începe de la ora 17:54 de minute, în care operatorii 112 au transmis informații către dispecerul salvatorilor despre locul în care au rămas blocați în nămeți cele două victime și au insistat ca salvatorii să ajungă să-i scoată din nămeți. Căușeni, între localitățile Florica și Coșcalia, mai aproape de Florica. Acolo stau două automobile blocate, în unul din automobile este doamna care se simte rău. E hipertonică, are mețele, are slăbiciuni. Dar păi am trimis acolo. Ați trimis, da? Că ambulanța spus că nu se deplasează. Stați un pic, amuș mă uit. Coșcalia, da, avem. Este, da? Că doamna e pretensiune și e n-are nevoie de ambulanță, dar... Este caz de ambulanță, dar ambulanța a spus că nu se deplasează, că nu pot să ajungă. Dar vorbesc... Iată, aici am scris Florica. Acum, în fișa mea de caz, am scris că în apropiere de Florica și le spun la salvatorii noștri să deplaseze și acolo. Ați făcut fișa de caz? Da, eu din fișa asta vă sun acum. Din fișa dumneavoastră? Da. Care am făcut Coșcalie. Hai vă rog eu copiii numărul de telefon și să o distrugeți. Eu o pun în fișa mea de caz și eu le dau număr de telefon la pompierii care îți duși mai devreme. Da, am înțeles. Da. Ulterior, la ora 17:58 de minute, IGSU transmite informația salvatorilor din teritoriu. Aceștia spun că intervin în regiune pentru a debloca un microbus în care se află mai mulți copii, iar intervenția este dificilă din cauza nămeților înalți. Băieți, uitați-vă, avem și la intrarea în Coșcalie, dar dinspre Florica. Ui, doamne, aici e 1,5 metri de omăt, clasă s-a înglodat, curcăm clasă, e urtieră, sunt ceva copchiți. Nu-i curățit deloc cu drumul. Dar noi știm și vă înțelegem, dar ce să facem? Doamna asta e să simte rău. Avem aici două urtiere de tratat, dintre care una cu copii. Bine, hai, când o să vă eliberați, o să ne sunați, o să ne spuneți și o să vă dăm număr de telefon să vă duceți la doamna. Bine. Iar la ora 21:55 de minute, potrivit informațiilor publicate de către blogger, echipele care activau în zona au raportat că au deblocat toate mașinile din acea zonă. Da, în total vă spun 4 automobile, 3 rutiere, 4 tractoare. Tractoarele au venit la ajutor și s-au înglodat și ele. Le-am scos cu tractorul de acșinire, le-am scos pe toate. Atât până când. La bază. Poftim? Înțeles, vă întoarceți la bază. Da, ne întoarcem la bază. În conversația publicată de aproape 5 minute, nu există discuția dintre victime, rudele acestora cu operatorii 112. Orizont TV a încercat să confirme autenticitatea discuției de la serviciul 112. La moment nu pot să vă confirm, trebuie să verificăm informații de care... Asta cum am acționat, informați cu privire la această înregistrare, adică... Trebuie să verificăm, nu este necesar un timp ca să... Oricum, acum nu pot să vă dau un răspuns referitor la această registrare, pentru că chiar nu am ascultat-o și în sensul ăsta informația trebuie să fie analizată, anchetată, avem servicii de ingineri care trebuie să urmărească acest apel, adică nu pot să vă dau acum un răspuns. Totodată, potrivit Anei Karpovici, operatorii 112 au transmis către toate instituțiile responsabile toate informațiile și s-au condus de protocolul stabilit și că au insistat ca salvatorii să ajungă la cuplul blocat în Troiene. Cronologia tragediei a fost prezentată de către ministrul de interne acum 2 zile. Potrivit lui, cuplul decedat și rudele lor au cerut ajutor de cel puțin 10 ori, dar așa și nu l-au primit. Adrian Efros a evitat să spună cine dintre angajații statului s-ar face responsabil de moartea celor doi.
dând în schimb vina pe oameni care nu au ținut cont de recomandările autorităților de a nu ieși din casă. Și ministrul infrastructurii, Andrei Spânu, și-a declinat orice responsabilitate, spunând că drumarii au muncit din greu la dezăpezirea drumurilor, dar că nămeții erau prea înalți, iar tehnica prea învechită ca să poată face față viscolului. Mai multe partide de opoziție au cerut demisia lui Andrei Spânu, dar și a șefului IGSU, iar aceștia au zis că nu comentează declarații politice și au regretat că se face politică pe seama unei tragedii. De la primul apel la 112, aproape 17 ore au așteptat bărbatul și femeia să fie salvați, dar au fost găsiți fără suflare abia a doua zi dimineață. Poliția din Căușeni a inițiat un dosar penal, iar șeful 112 a fost demis din funcție. Acesta din urmă spune că serviciul 112 a activat conform legii.